Primul și singurul cosmonaut român, Dumitru Prunariu, a fost prezent luni 8 mai la Suceava, la festivitatea de absolvire a studenților Universității Ștefan cel Mare. Cu acest prilej, Observatorul USV a organizat o întâlnire publică cu acesta, la care au luat parte zeci de profesori, studenți, elevi și nu numai, interesați să discute despre zborul în spațiul cosmic. Generalul locotenent în rezervă Dumitru Prunariu, singurul român care a zburat în spațiu, a fost prezent luni 8 mai la Observatorul Universității Ștefan cel Mare, unde a avut o întâlnire publică. El a fost invitat la Suceava cu ocazia Marșului Absolvenților, având pregătit și un mesaj către aceștia. Mesajul principal este de stimulare și promovare a cunoașterii, pentru că doar aceasta ne poate oferi o viziune cuprinzătoare a lumii în care trăim, a ceea ce s-a întâmplat în trecut cu planeta noastră, cum a evoluat, unde ne aflăm în prezent și ce ne așteaptă în viitor. Desigur, nu numai cunoașterea Pământului, ci cunoașterea sistemului nostru stelar, sistemul solar și cunoașterea Universului în general. Investigăm alte planete, investigăm sateliți naturale ai planetelor mari, sperăm să găsim urme de viață și în altă parte decât pe Pământ. Suntem convinși că aceasta există, dar trebuie să o descoperim. Iar toate acestea ne oferă o nouă perspectivă pentru cei care abia acum află despre tainele Universului, o nouă perspectivă asupra lumii din care facem parte. Iar această cunoaștere este bine să fie stimulată, transmisă și să fie preluată și utilizată mai departe de către cei care se ocupă de indiferent ce științe. Dumitru Prunariu a participat în luna mai în anul 1981 la misiunea Soyuz 40 din cadrul programului spațial Intercosmos și a petrecut în spațiu 7 zile, 20 de ore și 42 de minute. În opinia lui, la următoarea selecție de astronauți europeni, există șanse ca printre aceștia să se numere și un român. Având în vedere faptul că în 2009 s-a încheiat ultima selecție de astronauți europeni, au fost selecționați 6 tineri astronauți, dintre care ultimul care zboară în spațiul cosmic se află acum în cosmos, se va reîntoarce pe 2 iunie, e vorba de francezul Thomas Pesquet. Deci 6 astronauți din 2009 până în 2017 nu înseamnă prea mult. Desigur, aceștia vor fi exploatați profesional în continuare, vor efectua al doilea, poate al treilea zbor cosmic, la pregătirea pe care o au și la investiția care s-a făcut în ei, până când nu vom avea posibilitatea să trimitem mai mulți astronauți pe an din Europa decât o facem acum, nu se justifică o nouă selecționare. Desigur, când se va organiza o nouă selecție de astronauți europeni, la nivel european și nu individual într-o țară aparte, care să-și plătească singură zborul cosmic, atunci România va participa cu drepturi depline la acest proces de selecție și sunt convins că va mai putea fi selecționat cel puțin un român în acest program. Totodată, Dumitru Prunariu a subliniat că România face parte din țările care participă la dezvoltarea industrială a viitoarelor rachete europene. Cosmosul nu înseamnă numai cosmonautică pilotată, înseamnă și foarte multe aplicații acum, închipuiți-vă comunicații, cercetarea scoarței Pământului, meteorologie, resurse naturale, poziționare și navigație globale nu pot să existe fără cosmos. Noi ne încadrăm în acest complex de cercetare și de aplicații, mergând mai departe cu programele pe care le-am început și abordând chiar programe noi, inclusiv industriale. România a fost aprobată de către Consiliul Interministerial Agenției Spațiale Europene să facă parte din dezvoltarea, dintr-o țară care participă la dezvoltarea industrială a viitoarelor rachete europene. E vorba de rachetele Ariane 5 și Vega C. Deci ne aflăm bine.